valori confortare de recuperat sume importante de la clienții săi, societatea trecând la procedura de recuperare a datoriilor pe cale judecătorească. În acest sens, pe rolul instanțelor de judecată din Argeș se află 3.000 de procese. Direcția de Sănătate Publică informează că de la începutul lunii februarie și până în prezent, în județul Argeș au fost înregistrate oficial 5 cazuri de scarlatină și unul de gripă sezonieră. Copiii diagnosticați cu scarlatină au fost internați în secția de boli infecțioase a Spitalului de Pediatrie din Pitești. Scos la vânzare în urmă cu câțiva ani, fostul bloc CES din Pitești încă nu și-a găsit cumpărător. Pentru a reuși să vândă clădirea, proprietarul distribuției Oltenia a scăzut prețul de vânzare de la 4.500.000 de euro la 1.700.000 de euro. Sediul de pe strada Calea Drăgășan din cartierul Piteștean Trivale al DGASPC Argeș a fost evacuat astăzi, motivul reprezentându-l un puternic miros de gaze. Potrivit biroului de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, în jur de 50 de persoane au fost scoase din clădire. Astăzi a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din sferturile de finală ale Cupei României. CS Mioveni, singura echipă de Liga a doua rămasă în competiție, restul fiind de Liga I, va întâlni pe FC Voluntari.